Doctorul au mă doare. Pirații. Corabia săltea cu iuțeală pe valuri. În cea de-a treia zi, călătorii zăriră în depărtare o insulă pustie. Pe insulă nu se vedeau nici copaci, nici animale, nici oameni, numai nisip și stânci uriașe. Dar acolo, dincolo de stânci, se ascundeau pirații cei fioroși. Când vreo corabie trecea pe lângă insula lor, o atacau, jefuiau și omorau oamenii, iar corabia o scufundau. Erau foarte mânioși pe doctor pentru că îi salvase pe pescarul cel roșcovan și pe Penta și îl pândeau de multă vreme. Pirații aveau o corabie mare, ascunsă după o stâncă uriașă. Doctorul nu-i văzut nici pe pirați, nici corabia lor. Se plimba pe punte cu animalele sale, era o zi frumoasă. Soarele strălucea puternic, doctorul se simțea tare fericit. Deodată, purcelușul Groc-Groc zise: "Ia uitați-vă! Ce corabie o fi acolo?" Doctorul se uită și văzu că dinspre insulă se îndrepta spre o corabie neagră, cu pânze negre ca smoala, ca funingine. "Nu prea-mi plac mie pânzele astea," zise purcelușul. "De ce nu sunt albe și sunt negre? Numai corabiile piraților au pânze negre." Groc-Groc ghicise. Pe corabia cu pânze negre se aflau pirații cei necruțători. Aveau de gând să-l ajungă pe doctorul omădoare și să se răzbune crunt pentru că îi scăpase din ghearele lor pe pescar și pe Penta. "Iute!" strigă doctorul. "Ridicați grabnic toate pânzele!" Dar pirații erau din ce în ce mai aproape. "Ne ajung!" strigă Chica. "Sunt foarte aproape, le văd fețele fioroase, ce ochi rău iau! Ce o să ne facem? Încotro s-o apucăm, îndată ori să dea năvala asupra noastră și o să ne azvârle în mare." "Priviți," zise Ava, "vedeți cine stă la cârmă? Nu-l recunoașteți? E banditul de Barmaleus. Într-o mână ține sabia, în alta pistolul. Vrea să ne taie, să ne împuște, să ne nimicească." Dar doctorul spuse zâmbind: "Nu vă temeți, dragii mei, nu o să-i zbutească. Am născocit un plan grozav. Vedeți rândunica care zboară deasupra valurilor? Ea o să ne ajute să scăpăm de tâlhari." Zise el apoi, strigă tare: "Na, za, se, na, za, se, caraciui, carabun." În limba animalelor asta înseamnă: "Rândunico, rândunico, suntem urmăriți de pirați. Vor să ne ucidă, să ne azvârle în mare." Rândunica se lăsă în zbor pe corabie. "Ascultă, rândunico, trebuie să ne ajuți," zise doctorul. "Carafu, marafu, duc." În limba animalelor asta înseamnă: "Zboară de grabă și cheamă cocorii." Rândunica zbură și într-o clipă se întoarse cu cocorii. "Să trăiești, doctore, au mă doare," strigară cocorii. "Nu fi necăjit, te scoatem noi din încurcătură." Cocorii erau mulți și zburau cu mare iuțeală, trăgând corabia după ei. Corabia zbura și ea ca săgeata. Doctorul fu nevoit chiar să-și țină pălăria cu mâna să nu-i ia vântul. Animalele priviră înapoi și văzură că vasul cu pânze negre al piraților rămăsese departe în urmă. "Vă mulțumesc, cocorilor," strigă doctorul. "Voi ne-ați scăpat de pirați. De nu erați voi, acum zăceam pe fundul mării."